Sunt Florentina Opri și iată-mă și astăzi alături de voi. Sper ca din ce în ce mai mult să fiți preocupați de un stil de viață sănătos, de aflarea sau de regăsirea conexiunii cu sufletul vostru, pentru că până la urmă noi suntem trup, dar suntem și suflet. Iată de ce și motivul pentru care astăzi am ales să am o invitată care ne duce într-o direcție în care să ne regăsim pe noi. Nu știu dacă aveți în minte sau ați auzit despre regresii, despre vieți anterioare, cum vă conectați voi la toate aceste cuvinte, pentru că până la urmă în mintea multora sunt doar niște cuvinte, dar în spatele cuvintelor sunt lucruri extrem de importante și de valoroase pe care astăzi vreau să le dezbat împreună cu invitata mea de astăzi. O invitată pe care abia am descoperit-o, dar sunt sigură că mulți dintre voi cumva o știți, poate că ați și făcut terapie cu ea, poate că pentru mulți dintre voi a fost omul care v-a direcționat viața pe făgașul normal, pentru că câteodată avem tendința să deraiem de la făgașul normal al vieții noastre. Ei, fără prea multe cuvinte, pentru că abia aștept să le descoper împreună cu voi astăzi, de la invitata mea, psiholog Ruxandra Bulzan. Bine ai venit, Ruxandra! Mă bucur să te găsesc și îți mulțumesc pentru invitație. Noi îți mulțumim și eu îți sunt recunoscătoare încă de acum, fără să aflu prea multe despre tine. Ți-am citit una din cărți și eu am studiat foarte mult în teza mea de doctorat despre terapie alternativă, printre care era și zona de regresii. Nu am avut niciodată tendința să aprofundez mai mult până în acest moment, când cumva te-am descoperit pe tine, pentru că știind foarte multe, știi, ai tendința să mai pui mai multe întrebări, să afli și mai multe, ca și cum oricât ai ști, nu știi nimic niciodată, dar acum a venit momentul să aflăm mai multe. Așa că bine ai venit și abia aștept să povestim despre cum a fost momentul în care tu te-ai regăsit pe tine și ai vrut să faci regresii pentru alții. Povestea mea e una un pic mai lungă și ea începe din perioada copilăriei, când având vreo 4 ani, aveam niște flash-uri. Evident că nu știam ce s-alea, nici măcar nu reușeam să le pun în cuvinte. Am încercat să le explic alor mei ce se întâmplă, dar evident că nu m-au luat în seamă. Nici nu știam să vorbesc ceea ce era acolo și oricum nu înțelegeau și ei. Drept pentru care au trecut probabil vreo 8-10 ani în care experiențele astea erau cu mine destul de frecvent. Din când în când mai încercam să le aduc în atenția lor mei, doar că la punctul la care am reușit să le pun în cuvinte, pentru ei a fost destul de ușor să le pună pe seama televizorului, căci între timp apăruse televizorul și la noi în România. Și mi-au spus că sunt prostii. Drept pentru care, după vreo câțiva ani în care am auzit că sunt prostii, am decis să merg pe mâna lor că sunt prostii, neavând nimic altceva de crezut. În paralel cu toată povestea asta, eu am fost un copil olimpic, un copil foarte tocilar și așa foarte înclinat spre învățătură și totuși după ce câțiva ani întregi m-am pregătit să mă duc la cel mai bun liceu de mate fizică, în ultima fracțiune de secundă am decis să merg la liceu de teologie. Și am făcut liceul de teologie. 4 ani am mâncat teologie pe pâine pentru că nu am știut de ce. Habar n-aveam de ce, dar erau niște căutări. Căutam ceva fără să știu ce e acel ceva. Asta a fost începutul. Înțeleg că acolo ai conștientizat că ceea ce tu experimentai atunci la 4 ani era... Nici măcar. Nu? Știam că caut ceva. Dar nu știam încă ce caut. Habarna, știam că e ceva dincolo de noi care trebuie să fie. Ceva ce oamenii din jurul meu, adulții, nu reușeau să-mi explice. Nu... Dar până la urmă părea că religia e cea care ar putea să mă ducă în direcția a găsi ceea ce căutam, chiar fără să înțeleg ce. După câțiva ani buni petrecuți în liceu de teologie și în paralel studiind toate religiile pe care le-am găsit la momentul acela în Sibiu, căci eu sunt din Sibiu, n-am găsit cu adevărat ceea ce căutam și am decis pentru o perioadă să uit complet de tot ceea ce înseamnă lumea non-materială și să mă focalizez pe lumea materială, drept pentru care mi-am văzut cu minte și silitor de viața mea, doar că câțiva ani mai târziu, vreo 10 ani mai târziu, când credeam că lucrurile sunt mai bine puse la punct în viața mea. Adică ai terminat teologia și ce s-a întâmplat? Terminat liceul teologic, după care am plecat la facultate la științe economice la Timișoara. Adică nimic legat? Absolut nimic.
Am lucrat în selecție și recrutare de personal, după care am dezvoltat un business în zona nunților. Și m-am bucurat foarte tare de experiența asta. Și când credeam că totul e mai bine pus la punct în viața mea și totul e foarte clar definit, am avut una dintre experiențele pe care mulți oameni le trăiesc, când totul se ruinează aproape de pe o zi pe alta, nici măcar nu mai contează din ce cauză, dar unul din momentele în care îți dai seama că nimic din ceea ce credeai că te definește nu mai e acolo și totuși tu existi. Multe dintre cei care ne privesc acum se regăsesc în ceea ce spui, în ideea în care faci multe lucruri, mulți ani, crezi că ești pe drumul cel bun, așa cum spuneam la început, și la un moment dat îți dai seama că stai, dar eu nu mă regăsesc aici. Asta poate că nu ești în misiunea ta sau poate că avem mai multe misiuni. Descoperim asta cu ajutorul regresiei? Abia aștept să-mi spui, dar continuă povestea. Poate că avem mai multe misiuni, poate că pur și simplu am luat-o pe lături sau poate că pur și simplu e timpul să schimbăm macazul, să mergem spre ceea ce avem cu adevărat de făcut, spre ceea ce ne cheamă. Poate e o zonă de pregătire, așa cum a fost și la tine? Cu siguranță. Cu siguranță ne pregătim până la urmă. Într-un fel sau altul, până la urmă, tot timpul suntem unde trebuie să fim, pentru că altfel n-am avea cum să fim acolo. Și totuși e câte un moment în viața asta când sufletul te cheamă să o iei dreapta, că poate nu mai e bine cum o iei drept înainte. Și în momentul în care a existat experiența asta în viața mea, în care totul s-a ruinat și eu nu am dizolvat, tot ceea ce mi-a rămas a fost să caut cine sunt. Și știu că mi-ai spus și tu că ai avut o perioadă de căutări, de a te căuta pe tine, și am trecut într-un lucru similar, de a vedea, ok, cine sunt, dacă nimic din ceea ce credeam că mă definește nu mă definește, cine și ce și cum sunt eu cu adevărat. Ei, în perioada asta, fără să vreau, într-un proces de meditație, am accesat experiențele mele din copilărie, doar că de data asta am putut... Pe unde pleca meditația? Adică de unde ai ajuns să faci meditație? A fost fără nicio intenție. Aveai cunoștințe legate de meditație? Sau începusem să fac tot felul de cursuri de dezvoltare personală, de meditație, tot felul de tehnici de meditație, tot felul de terapii alternative cu tot felul de terapeuți. Și într-un proces în care nu era nicio intenție să mergem într-o zonă de genul ăsta, m-am dus în acea experiență din nou, în acele flash-uri din copilărie, doar că de data asta am putut să le observ un pic mai mult și să înțeleg ce a fost acolo. Și acolo povestea era că eram un bărbat pe un câmp de luptă, experiența senzorială era foarte intensă din toate, fumul, gustul de pământ din gură, hainele tărite. Am citit tărite. Un pic din cartea ta. Da, okay. Am lăsat pe tine să expui. Asta mi s-a părut interesantă, povestea din carte și cum ai descris-o tu, așa cu lux de amănunt, așa că... Extrem, extrem de senzorial, extrem, extrem de senzorial. Și interesant era că eram singur. Asta a fost și dubiu pe care l-am avut de-a lungul timpului. Nimeni nu-i singur, teoretic, în război. Doar dacă camarazii nu o iau la fugă pentru că sunt atacați și acel cineva se împiedică și rămâne singur și așa viața se sfârșea printr-un glonț. Și odată cu experiența acelui glonț, ce a luat sufletul meu de acolo, a luat o convingere că mai devreme sau mai târziu toți mă vor părăsi. Convingere care, privind retroactiv, știi momentele când te uiți în spate și zici, e evident, cum de n-am văzut-o până acum? Într-adevăr, era acolo, în experiența mea de viață. Ce a fost cu adevărat semnificativ și surprinzător pentru mine a fost să observ cum, după ce am procesat acea experiență, relațiile mele s-au schimbat și raportarea mea la oamenii importanți din viața mea, la nivel emoțional, s-a transformat. Ceea ce pentru s-a transformat așa? S-a transformat efectiv așa, cum efectiv asta a fost experiența, ca o pocnire din degete. Și a fost surprinzător pentru că nu aveam vreo așteptare în felul ăsta. Nu intenționasem să merg acolo, nu știam ce fac procesele astea, nu mersesem cu intenția să rezolv aspectul ăsta pe care nici măcar nu-l conștientizasem foarte bine. Dar am observat o lejeritate în raportarea mea la ceilalți oameni pe care eu n-am mai trăisem. A fost ceva complet nou pentru mine. În contextul ăsta am zis, wow, asta este ceva semnificativ și ceva ce mi-ar plăcea să pot să fac. Doar că, vezi tu, nu e așa de simplu să te faci regresionist acum vreo 12 ani în București și a trebuit să caut, să văd cum anume pot să fac lucrul ăsta. Și ce a fost semnificativ a fost că de îndată ce am luat decizia că asta simt că vreau să fac și oricâți ani va dura, nu contează câți ani durează, o să fac pașii pe care am nevoie să-i fac ca să ajung acolo. Și drumul a fost mult mai scurt decât m-aș fi așteptat inițial.
Din ce povestești tu acum, încerc să vă induc și vouă celor care ne urmăriți acum, ideea că viața noastră se desfășoară ca și un parcurs, ca o foaie de parcurs. Avem descris cumva traseul, doar că traseul nostru poate să fie mai greoi, urmarea trăirilor pe care le avem din trecut și pe care nu le conștientizăm și nu le oprim la un moment dat. Este ca și cum am căra în spate pe traseul ăla, pe care ar trebui practic să zburăm, așa, să ne simțim ca niște fluturași, cărăm o greutate în spate și ne este foarte greu să parcurgem acea distanță și ne împotignim din când în când. Cum a ajuns regresia în viața ta? Ca și metodă să o predai apoi și să fii una dintre cele mai bune regresii. Întâi a pornit, ți-am zis, de la experiența mea și văzând cât de puternic și important a fost impactul în viața mea, pe urmă am căutat, ok, ce înseamnă asta, cum se face asta. Am început și am citit tot ceea ce am găsit posibil, după care am căutat niște cursuri care să mă pregătească. Evident, întâi a fost nevoie să învăț să fac hipnoză clasică ericksoniană, după care a fost nevoie să învăț să fac terapia prin regresie. Am făcut foarte multe cursuri pentru că mai făceam câte un curs și vedeam că nu-i destul și mai căutam încă unul care să mai suplinească. Între timp am făcut și facultatea de psihologie și masterul de psihologie clinică și o formare de foarte lungă durată în Anglia, împreună cu cei de la Regression Academy, astfel încât să pot să lucrez având toate instrumentele de care am nevoie. Adică tu până la urmă ești ca un fel de chirurg al vieților anterioare. Ce denumire interesantă, da. Așa e. Așa e, nu lucrez cu bisturiu, ci lucrez cu, ai spus tu mai devreme, de ustensile pe care le folosești, iar una din ustensile, sau cea mai importantă ustensilă în momentul în care faci regresia, care este? N-aș zice că e una singură. Sunt multe și așa, ca pe fiecare, tama de operație, da, pe fiecare își are locul ei. Într-o anumită parte a procesului și apoi evident că niciodată nu o să folosești într-un singur proces toate instrumentele pe care le ai disponibile. Și în funcție de ce descoperi acolo. Exact. Cum se desfășoară o ședință? Sau există doar o ședință? Există mai multe ședințe pe care ar trebui să le facem? Deși e o terapie foarte scurtă, de cele mai multe ori e nevoie de mai multe ședințe. Se zice că pentru rezolvarea unei probleme simple sau a unei probleme e nevoie de între 3 și 5 ședințe, zice teoria. Evident, uneori lucrurile se pot rezolva din prima, alteori e nevoie de mai multe procese. Doar experimentând poți să vezi cum reacționezi la tipul ăsta de terapie, cât de repede se rezolvă și ce e nevoie. De obicei, oamenii vin în terapie cu ceva ce au nevoie să rezolve. Observă că au o problemă sau un blocaj în viața lor și vin în terapie să adreseze acea problemă sau acel blocaj. Drept pentru care plecăm cu intenția de a descoperi unde e sursa problemei și de asemenea de a rezolva care este problema respectivă. Eu fac distinția între regresie în vieți anterioare și terapia prin regresie în vieți anterioare. Regresia în vieți anterioare e procesul în care pur și simplu te duci într-o viață trecută, afli o poveste și pe urmă pleci acasă. Personal nu consider că are, nu știu, efecte benefice majore și e ceva important ce ar putea să fie făcut de oameni. Terapia prin regresie în viața anterioare, în schimb, este acel tip de terapie prin care, într-adevăr, mergem într-o viață anterioară, aflăm povestea, dar folosim povestea pe care o găsim într-o viață anterioară, astfel încât să transformăm prezentul. Lucrăm pe povestea respectivă, astfel încât experiența din viața asta, din aici și acum, să fie transformată. Căci până la urmă nu ne interesează doar să aflăm încă o poveste, așa ne uităm la un film sau citim o carte, ci ne interesează ca viața noastră de aici și acum să fie 5 cm mai bună. Spuneai că ai făcut teologie. În religie. Religia ortodoxă. Se vorbește de viețile anterioare. E un subiect delicat. Înțelegi ce vreau să spun? Eu am poate înțeles. Că foarte multe persoane nu cred că există viața anterioară. Și ok. Uite, eu am decis așa pentru mine. Scopul meu nu e să fac evangelizare. Scopul meu în viața asta nu e să conving pe absolut nimeni de nimic. Dacă cineva nu crede că există viața anterioară, foarte bine.
Dacă cineva crede că există vieți anterioare, foarte bine. Aleg să lucrez cu oamenii care cred că ar putea să existe măcar opțiunea asta. În religie, la momentul ăsta, nu sunt acceptate viețile anterioare. Am spus că e un subiect sensibil pentru că există tot felul de teorii legate de celebrul Consiliu de la Nicea, în care pare că ar fi fost scoase anumite elemente. Dar e un subiect în care nu am vreo pornire de a intra. Știi, îmi place foarte mult Jung. Jung a scris foarte mult și a vorbit mult despre proiecțiile oamenilor. Și în materialele lui, Jung spunea că în momentul în care ești într-o stare de conștiință modificată, cum e cea de hipnoză, și subconștientul îți aduce... Hipnoza, să ne oprim un pic aici, okay. Să nu-ți uiți ideea. Hipnoza înseamnă că te duci într-o stare de relaxare profundă, nu? În care accesezi, practic, subconștientul. Cred că cea mai bună definiție pentru hipnoză este că hipnoza este o stare de atenție intenționat focalizată. Adică, în mod intenționat, îmi mut atenția de pe momentul de aici și acum și mă duc în interior, permițând subconștientului meu să-mi aducă la suprafață ceva ce caut. Ok. Era bine să punctăm lucrurile. Da, 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 sigur. Revenind la ce zicea Jung. Jung zicea că dacă ești într-o stare de conștiință modificată și subconștientul îți aduce la suprafață o proiecție, proiecția aia are un potențial de vindecare. Drept pentru care am lucrat de-a lungul timpului cu destul de mulți oameni care nu cred că există vieți anterioare, însă cred în această teorie a proiecției. Fiind terapeut și nu istoric, nu am un atașament în denumirea pe care o folosim. Câtă vreme viața omului devine 5 cm mai bună, pentru mine, deși eu personal cred fără niciun dubiu în existența vieților anterioare, e absolut în regulă dacă cel din fața mea crede că e o viață anterioară sau e o proiecție. Important este ca rezultatul să fie unul benefic pentru el. Exact. Iar cum mintea noastră are tendința să accepte de multe ori lucruri pe care îi le impunem, nu? Sau nu le acceptă, în funcție de cât ești de pregătit, atunci înțeleg că lucrurile pot să decurgă în direcția pe care ți-o dorești tu ca și terapeut. Pe care ți-o dorești mai degrabă tu ca și client. Sau tu ca și client. Ok. Dacă ar fi să ne raportăm la ideea aceea că noi avem în subconștientul nostru înmagazinate tot felul de amintiri și subconștientul este așa ca un pod prăfuit în care sunt aruncate unele alandala pe acolo, tot ce prins și ce nu prins, și mai urci în podul ăla câteodată și descoperi ceva. Ok, în starea de hipnoză ai descoperit ceva care ți-a atras atenția. Și zici, wow, asta este cartea bunicii, oare ce cu cartea asta? Uh-huh. Ce îmi dezvăluie cartea asta? Cam așa... Mai mult sau mai puțin? Ar trebui să gândim? În imaginația mea, subconștientul nu e un pod prăfuit, ci e un dressing foarte bine aranjat. Wow! la linie și la dungă, impecabil. Și din când în când observăm ceva ce se întâmplă în viața noastră și nu e ceea ce ne dorim și alegem să mergem să căutăm în dressing-ul ăsta care este sursa și poate deschidem câte o cutie sau câte o carte din asta. Dar tu spui că totul e aranjat acolo la noi, în subconștient? Acolo trebuie să fie o foarte mare ordine. Pentru că atât de multe lucruri se întâmplă încât nu cred că acolo lucrurile sunt alandala și prăfuite. Conștientul nostru nu are capacitatea să cuprindă măreția și tot ceea ce există la nivel subconștient. Dar cred că subconștientul nostru este o resursă extraordinară. Avem acolo foarte multe lucruri pe care putem să le accesăm, care ne-ar da putere, care ne-ar da bucurie, care ne-ar întări. Avem inclusiv cărțile astea prăfuite pe care le numim, pe care dacă ar fi să le luăm în mână și să le aducem acceptare și iertare, ele ar deveni dintr-o dată niște comori pentru noi. La asta mă gândeam când îți spuneam că există, dar eu, mă rog, eu vedeam acolo ca ceva lăsat, uitat, știi, o zonă din asta de, știi cum e, în pod. Pui de toate acolo, pe care le-ai folosit, nu le-ai folosit, ți-au ajutat sau nu ți-au ajutat la un moment dat.
Iar subconștientul, tu spui că este de fapt un fel de bibliotecă pe care tu accesezi din când în când, mai ales cu ajutorul acestei tehnici. O accesezi intenționat din când în când. Neintenționat, accesarea se întâmplă tot timpul. Pentru că noi, automat, nu știu, te întâlnești cu cineva pe stradă, poate vezi un om necunoscut pe care teoretic în viața asta nu l-ai mai văzut niciodată și într-o dată ai câte o reacție emoțională. Nu e ca și cum alegi intenționat să te duci în subconștientul tău și să ai o reacție emoțională. Ai o reacție emoțională pentru că este atins ceva din subconștientul tău. Intenționat ai putea să te duci să vezi, ok, care e emoția și ce anume mă face să reacționez așa, de exemplu, în fața unei persoane necunoscute. În subconștient adunăm emoții? În subconștient adunăm amprentele experiențelor și ale emoțiilor, cred eu. Pentru că datorită multelor secole pe care le-am trăit, în fiecare experiență dintr-o viață trecută nu e doar povestea pe care am trăit-o. Ce este emoția? Emoția asociată poveștii respective. Și adică și tu umbli la emoție pentru ca emoția să o schimbi și în felul ăsta transform ce era acolo? În terapia prin regresie ce facem, mergem de exemplu la sursa emoției, descoperind o poveste și emoția asociată cu povestea și apoi folosim niște tehnici terapeutice specifice pentru ceea ce găsim ca să transformăm împreună povestea respectivă și emoția asociată astfel încât să nu mai existe reminescențe în experiența de viață de acum. Mi se pare un moment important în existența noastră aici în care oamenii sunt mult mai deschiși la asemenea terapii sau experiențe și asta cred că a venit odată cu evoluția și cu deschiderea asta a noastră destul de mult spre cunoaștere, spre internet. Dar asta poate duce la un moment dat înspre o zonă de prea mult. Adică să uiți să trăiești și să te duci doar în direcția asta, să căutăm, să ne căutăm, să aflăm, să descoperim. Cum faci ca totuși să ții echilibru? Ai dreptate. Asta e pericolul. Oamenii, într-adevăr, acum sunt mult, mult mai deschiși spre zona de spiritualitate decât erau și cu 10 ani în urmă, nici nu o să zic mai mult. Dar există acest pericol de a fugi de viață. Uh-huh. Ori, până la urmă, scopul nu este să ne aruncăm în terapii psihologice sau spirituale, nici măcar nu mai contează de care, și în felul ăsta să fugim. De a ne înfrunta viața de zi cu zi. Scopul terapiilor ar trebui să fie acela de a ne ajuta să ne trăim și mai plenar viața asta, de a ne ajuta să rămânem în contact cu oamenii, cu evenimentele, cu cariera noastră, cu familia noastră, cu tot ceea ce înseamnă viața asta. Nu să ne izolăm, să ieșim, să ne punem între cărți și cursuri și terapii. Eram într-o experiență în Tibet și urcasem în Himalaya până la 5.000 de metri și am învățat foarte multe tehnici, lucruri acolo, am stat o perioadă destul de lungă și la un moment dat lama tibetan îmi spune, uite, va fi extraordinar ca tot ceea ce ai învățat tu aici, în energia asta, în zenul de aici, să aplici acolo, în lumea aceea agitată a voastră, a europenilor, și să cumva să stai în acest echilibru pe care ai reușit să-l dobândești aici. E destul de greu să faci categoric asta, dar cred că asta e marea încercare. Așa cum spui tu, că marea încercare este de fapt nu să stai toată ziua în terapii, ci să te folosești de terapie și să mergi mai departe în viață, conștient fiind de anumite lucruri pe care, mă rog, le-ai descoperit și să le aplici. Ok, aflăm un lucru. Da? Despre noi, din, cum ai aflat tu din viețile anterioare și mergem mai departe și spunem ok, am aflat, mă raportez, ai spus tu că mă raportez mai bine la ceilalți, îi văd din altă perspectivă, dar poate că la un moment dat accesezi altceva și ai nevoie de alt, vii din nou să-ți faci o altă terapie? Da. Practic, vezi care e problema, accesezi sursa, se lucrează terapeutic pe problema respectivă, din fericire se rezolvă, te bucuri mai mult de viață, după care mai treci o perioadă și îți dai seama că parcă mai e ceva ce mă zgârie ușor. Cum ar fi să rezolvi și aspectul ăsta care mă mai zgârie? Și vii la cioc, cioc, cioc. Vezi că mai am... Cauți un terapeut și zice, mă zgârie și asta. Cu alte cuvinte, și asta este ca pe principiul acela, am slăbit 2 kg, 3 și trebuie să le mențin. Adică
nu mă culc pe ureche, nu mai fac niciodată nimic și consider că asta e și voi fi fit tot timpul. Da, cam așa e. Pe de altă parte, știi, la nivel psihologic și spiritual, evoluția este o opțiune. Nu te obligă nimeni să evoluezi. Ai putea să vrei să evoluezi constant, pentru că asta îți aduce o experiență de viață mai bună. Ești mai fericit, te simți mai bine, ești mai așezat. Dar e o chestiune în care, în mod normal, din când în când mai vrei să te mai uiți și să mai faci un pic de curățenie și să mai mergi la un nou nivel și să vezi care e următorul pas care te-ar ajuta să trăiești viața și mai bine, cu și mai multă bucurie, cu și mai multă încântare. Prima terapie a fost făcută pe tine și pentru tine. Da. Să da. Fără deci, intenție. Deci ai fost tu prima cursantă a ta. Prima clientă. Exact. Asta a fost ca și așa. La mine. Am vrut eu să văd că sunt bine cu mine la trup și la suflet, ce apoi să predau. Îți amintești o experiență pe care putea să ne-o povestești de la o terapie cu cineva care te-a făcut să crezi că lucrurile pe care tu le faci poate a doua, a treia terapie sunt în direcția bună? Pentru că avem nevoie, știi, de un feedback din asta. Categoric, tot timpul avem nevoie de feedback. Validarea asta a oamenilor în exterior ne fac să înțelegem că n-am luat-o pe ulei, da, că sunt, călcăm în continuare pe pământ, adică nu suntem într-o imaginație. Așa. Și avem nevoie de un medic. Da. După ce am început să lucrez, primii cu care am început să lucrez au fost prietenii mei. Așa, care au fost la rând. Au fost. Nu știu dacă mi-amintesc una... Sunt atât de multe cazuri care m-au uimit și mă uimesc în continuare. Uite, de exemplu, vine acum un caz al unei doamne cu care am lucrat pe faptul că nu putea să rămână însărcinată și am lucrat cu ea, cred că una sau două ședințe și după care n-am mai știut nimic de ea. Pur și simplu n-am mai știut nimic de ea și am lăsat omul în pace și la un moment dat, țin minte că odată chiar mă gândeam la ea, oare ce mai face X-uleasca, că n-am mai auzit nimic de ea. Și în vreo câteva zile trecuseră deja mai mult de un an jumate, doi de când lucraserăm și primesc un mesaj pe Facebook în câteva zile în care îmi spune: vai, am uitat să îți scriu, tot vreau să-ți scriu, avem un băiețel de 7 luni. Deci i-ai găsit blocajul, ai făcut curățenie acolo, ai deblocat și a venit bebelușul. Îmi place să cred că eu sunt doar ghidul. Nu e ca și când fac eu ceva. Eu sunt un ghid care îi ajută să găsească și să vindece și să dizolve și să poată să meargă mai departe. Foarte frumos ai spus, dar noi avem în viața asta nevoie de ghizi. Este clar lucrul acesta. Părinții noștri sunt primii ghizi ai noștri, apoi urmează profesorii, apoi urmează, mă rog, cei din jurul nostru care ne ghidează pașii spre a face, nu știu, un business sau ce mai e. Tu spui că și în terapia asta tu te vezi un ghid. Cred că în orice fel de terapie, terapie bună, ce înțeleg eu a fi terapie bună, terapeutul e doar un ghid. Până la urmă, clientul e cel care face procesul. Eu ca și terapeut nu pot să fac nimic în locul clientului. Știi, în terapie e aceeași relație pe care o ai cu GPS-ul. GPS-ul e cel care îți spune stânga, dreapta, dar tu ești șoferul care decide tragi de volan sau nu tragi de volan, faci așa sau nu faci așa. Niciun terapeut nu poate să facă nimic în locul tău. Tu ești cel care poți să faci ceea ce ești ghidat să faci. Și partea cu ghizii, da, și eu cred că avem mare nevoie de ghizi, dar asta îmi pare parte din frumusețea vieții. Am venit aici ca să fim împreună. Am venit aici ca să ne fim într-o formă sau alta ghizi unul altuia. Și asta îmi pare o veste bună, că nu e ca și când trebuie să fac totul singură. Sunt atâția oameni și ființe non-umane care sunt aici să mă ghideze în diferite momente și în diferite etape. Am în minte acum un lucru, acela în care fiecare dintre noi avem niște temeri, niște angoase ale noastre. Cred că multă lume se confruntă cu temeri și angoase de mai tot ales felul. În perioada asta. Mă rog, cred că acum au ieșit mai mult la iveală, așa, sunt înfloritoare și n-ar trebui să fie așa. Și dacă stai mult timp în temerile și angoasele alea, te îmbolnăvești, clar, pentru că ele generează în organism tot felul de toxine care se acumulează în diverse organe și fac ca boala să se instaleze. Ei, când ar fi momentul în care
sau cum ar trebui să conștientizeze omul, mai stai un pic că nu sunt, sunt pe o pantă care mă duce în străfunduri acolo și nu e bine. Când ar trebui să conștientizeze că are nevoie? Că poate că unora nu li se întâmplă așa un declic, cum ți s-a întâmplat ție sau altora. Cum ar trebui cei care ne privesc acum? Când ar fi momentul care să zică, măi, cred că am nevoie de o regresie, cred că am nevoie de un ghid? Poate că primul pas ar fi să observi când ești nefericit. Nefericirea este cumva un semn că te aluneci pe o pantă și că ar trebui să cauți ceva? Ceva e în regulă. Ceva e în regulă în viața noastră. Dar de ce să alegem o terapie de acest gen? Poate că atunci zici, aoleu, las că-mi iau două pilule și gata. Asta urma să zic. Primul pas e să observi că ești nefericit. Așa. Și că ai nevoie poate de cineva care să te ajute să depășești nefericirea asta. Apoi următorul pas ar fi probabil să te interesezi, să vezi cam ce tipuri de terapii sunt disponibile și există. Și cred că nu e un lucru facil să-ți alegi terapia și terapeutul. Pentru că relația terapeutică este centrul oricărei forme de terapie. Și atunci întâi trebuie să mă uit să văd, ok, cu care dintre terapii rezonez? Ce mi se pare? Poate cineva preferă ceva cognitiv-comportamental, altcineva preferă ceva mai centrat pe emoții, altcineva e dispus să meargă să sape mai adânc în subconștientul lui pentru că are deja credințele astea spirituale. Și atunci, după ce observ că există o nefericire în viața mea, am nevoie să văd, bun, ce tip de terapie mi se potrivește? Și apoi să caut, să văd dintre terapeuții specializați în zona respectivă, care este terapeutul cu care eu rezonez. Pentru că eu, ca și client, trebuie să simt că rezonez cu omul ăla. Dacă nu rezonez cu omul ăla, poate să facă orice ar face, miracolele universului pentru altcineva, pentru mine nu o să funcționeze. Și atunci cred că ar trebui mai degrabă luat cumva pas cu pas. Spui cu alte cuvinte că ar trebui să ne lăsăm ghidați de intuiția noastră și să simțim ce avem nevoie și cu cine avem, adică să fim atenți la semne, cu alte cuvinte, pentru că eu am intrat sau la un moment dat vine spre tine un semn și tu trebuie să-l simți că ăla este pentru tine și să-l accepți, nu să-l respingi. Cred că e mai degrabă ce ai spus acum. E o combinație de intuiție cu discernământ. Știi? Uh-huh. Să-mi observ intuițiile și să discern în felul în care mi interpretez aceste intuiții. Pentru că dacă nu am discernământ împreună cu partea asta intuitivă, pot să fiu păcălit de către mine însumi chiar. Și nu e cazul. Eu o să spun cum am ajuns la tine. Te rog! Ca să vezi. Așa. Eu mă ghidez după semne. Deci, așa, pentru mine sunt atentă la semnele pe care știi că se spune că Dumnezeu îți dă, nu îți bagă în traistă. Categoric. Adică sunt niște semne pe care Dumnezeu ți le dă, tu trebuie să fii receptiv la ele. Și eu aveam în minte, așa cum îți spuneam că am studiat regresia și vroiam neapărat să știu mai multe despre asta, dar abia acum. Uh-huh. Acum când am tot auzit regresie și zic, măi, e ceva aici, să fiu un pic mai atentă la ce se întâmplă. Și când am filmat zilele trecute cu prietena noastră comună de acum, ea mi-a dus cartea ta și am zis, ăsta este un semn. Uh-huh. Trebuie să fac mai mult și să văd mai mult. Și am zis că eu vreau să te am și pe tine invitată, tocmai ca să discutăm. Dacă și pentru voi acum că ne urmăriți, percepeți că e un semn, vedeți ce faceți în direcția. Poate că e momentul să vă, nu știu, aplecați mai mult, să studiați, să înțelegeți, poate să dați un telefon și să vedeți dacă aveți nevoie sau nu de regresie. Toată lumea are nevoie de regresie? Nu. Sau nu acum. Sau de terapie? Dacă ar fi să mă întreb, astăzi toată populația ar trebui să facă regresii? Nu. Fiecare. E important să le facă la timpul lui, atunci când le simte. Cred că de o anumită formă de terapie avem nevoie toți tot timpul. Până la iluminare toți avem de lucru cu noi înșine. De obicei apelăm la terapeuta prietenă, știi? Care zici, ok, vreau să te sun, mi s-a întâmplat ceva. Și încep cu ea și la și povestești și vai, uite ce mi s-a întâmplat. Și fiecare își dă cu părerea, tu într-un fel, ea în alt fel. Asta e o formă de terapie primară.
dacă prietena ta este terapeut, ai o șansă. Dacă nu, nu. De obicei se întâmplă să nu fie niciun terapeut, să-ți fie o prietenă veche cu care să pălăvrăgești conștientizând ceva. Sau este poate... și ventilarea asta a emoțiilor, știi? O, o formă. Da, de terapie. Da, de terapie. Deci până la urmă prietena mea cea mai bună este terapeut și uneori când o sun, îi spun nu vreau să aud ce ai de zis, vreau doar să mă lași să vorbesc. Ți s-a întâmplat să vină cineva la tine și să-ți spună așa? Nu. Nu mă interesează ce terapie faci tu, dar vreau să mă auzi. Nu. De obicei oamenii vin și spun, am problema asta? Unii știu clar care e problema țintită, alții observă ceva disfuncțional în viața lor și au nevoie să și găsească exact mai clar de unde vine. Nimeni nu este profet în țara lui, nimeni nu este terapeut în casa lui. Cum este în casa ta? La fel. Deși să știi, uite, zilele trecute am avut o experiență inedită cu mama, care până acum vreo 2 ani, ori de câte ori ne întâlneam și stăteam așa ca fetele la o cafea, se uita la mine cu ochii așa și zicea: să nu îndrăznești să mă hipnotizezi, să nu îndrăznești. Mă chiar țin minte că au fost vreo 2 workshop-uri de ale mele și au stat complet cu ochii deschiși ca nu cumva să intre în hipnoză și săptămâna trecută îmi spune mama: am citit despre meditații și aș vrea să-mi trimiți niște meditații de ale tale. Am zis, s-a schimbat ceva în universul ăsta. Așa că cine știe, s-ar putea ca în vreo 2-3 ani să-ți spun, i-am făcut o regresie mamei. Vin la tine, în cabinet. Așa. Se face și online și fizic, nu? Da. Ok. Suntem în cabinet amândouă și vin și îți spun: Ruxandra, sufletul meu zice că e încărcat cu tot felul de tensiuni și frici. Am o frică. Uh-huh. Aș vrea să scap de frica asta, că mă tot gândesc de ceva vreme la ea. Procesul e destul de simplu. Discutăm despre frică. Vedem care sunt gândurile asociate fricii, ce poți să conștientizezi despre ea. După deci, în prima fază este ca la psiholog. Da. Da? Este o discuție. O discuție. După care oamenii trebuie să înțeleagă ce e cu adevărat hipnoza, pentru că sunt foarte multe mituri. Hai să cumva să eliminăm miturile astea. Hipnoza este o hipnoza formă este, de relaxare, nu? Este o stare, în primul rând, e nevoie de intenția clientului. Terapeutul este doar GPS-ul care îl conduce. Starea de hipnoză este starea pe care o ai când ești la tine acasă și citești o carte care te prinde, care te interesează. În sensul în care o parte din tine, conștiința ta știe că ești la tine în living, că stai pe canapeaua ta, că ai ceaiul, că e altcineva care vorbește la telefon în camera alăturată. Și totuși, la un moment dat, realitatea cărții devine mai reală decât încăperea în care ești. Nu înseamnă că tu nu mai pierzi conștiința sau că nu mai ești în încăpere. Înseamnă că alegi să-ți pui atenția pe carte, astfel încât, nu știu, dacă în cartea respectivă e vorba despre un tropot al cailor, tropotul cailor este mult mai real decât mașinile pe care nu le mai auzi pe stradă. Evident, oricând s-ar întâmpla ceva, ți-ar suna telefonul sau te-ar striga cineva din camera alăturată, vei auzi sunetul și vei alege dacă răspunzi sunetului respectiv sau dacă îl ignori și îți pui atenția în continuare pe carte. Ei, exact asta e starea cu care lucrăm și la hipnoză. Ne detașăm de spațiul în care suntem și mergem cu atenția focalizată pe experiența aia interioară. Diferența e că acolo e vorba despre o experiență interioară și nu o carte pe care o citim. Dar e același nivel de conștiință și control. Exact la fel ca atunci când ești focalizat pe tropotul cailor. Mie mi se pare că așa cum tu povestești, lucrurile sunt foarte simple. Sunt. Oare sunt așa de simple? Da! Viața este simplă, noi o complicăm. Terapia pare simplă și complicată în același... Nu complicată, benefică în același timp. Dar noi o complicăm cu temerile noastre? Terapia cred că are nevoie de curaj și de asumare. Terapia nu funcționează fără asumare. Dar de obicei vin la tine oameni asumați sau neasumați sau și?
oamenii cu care eu lucrez sunt cei mai frumoși, deștepți și extraordinari. Normal, și așa asumați. Spun și eu. Așa sunt și eu de la tine. Dar până să ajungă frumoși, deștepți și asumați. Așa, vin, așa la vin la mine direct. Atunci ce mai și caut de la tine? Și mai și. Atunci devin și mai și. E next level. Nu înțeleg, e foarte drăguț. Vreau să cred că da. E nevoie de asumare. De ce? Pentru că, vezi tu, oamenii se așteaptă uneori de la anumite tipuri de terapii și hipnoza este probabil regina între ele. Că vor veni la terapie, eu voi scoate pendulul, voi face țâc, 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 țâc. Ei vor cădea pe spate și vor pierde cunoștința, dar când se vor trezi... Vor fi zâne și zâne. Exact! Nu vor mai avea nicio provocare în viața lor, totul va fi rezolvat și roz și frumos. Or, nu funcționează așa. Nu e ca și cum pot să fac eu ceva pentru ei și să îi iluminez dând dintr-o baghetă. Totul e proces personal. Când am... Tu îți dai seama pe câtă lume dezamăgim acum? Asta e adevărul. Poate ați rămas dezamăgit că nu are o baghețică care să ne ducă în direcția bună. Aș fi plin... Deci tot de la noi pleacă. Ca te rog, să nu vezi, mai, nu, of, nu, nu, nu. Dacă știai. Am ajuns la finalul unei discuții aproape să-mi spui că, de fapt, pleacă de la mine. Oh. Știi când îmi spunea lucrul ăsta mai de mult, este ca și cum la școală. Ok, profesorul îți explică, dar tot tu trebuie să înveți să dai examenul la final, nu? Să-ți dai extemporalul exact, ce ai exact acolo. Și când mie asta îmi spunea, zice... Totul este în interiorul tău, la primele, mă rog, examene și cursuri pe care le-am avut în terapiile alternative. Și zic, Doamne, oamenii ăștia nu sunt întreși la cap. Cum adică, atunci ce mai caut aici exact dacă totul e în interiorul exact meu? Deci, hai să stau eu acolo să văd ce găsesc. Și poate că așa gândiți și voi acum, da? Credeți-mă că ce spune Ruxandra are sens, pentru că, da, viața este despre a căuta în noi înșine tot ceea ce ne trebuie este în interiorul nostru, da, ca într-un dulap de scule. Da, 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 ai tot ce îți trebuie acolo ca să repari tot ce da, s-a stricat, dar mai ai nevoie de instrucțiuni. Iar... Da, uneori poate să fie nevoie să te ajute cineva să găsești cheia franceză sau ce ai tu nevoie de acolo, din pod. Sau ce să faci cu... Sau cum să o folosești. Cum să folosești, da, franceză. Ruxandra, dacă ar fi să le dai un sfat celor care ne ascultă acum și care ne urmăresc, legat de viața lor, de drumul ăsta pe care la un moment dat îl avem cu toții de parcurs, dar câteodată deraiem ca un tren de pe șină. Care ar fi acela? Și noi avem nevoie de sfaturi și credem că un sfat se întâmplă minunea. Mă rog, dă-le tu un sfat cel puțin, măcar să le aprindem un beculeț acolo în minte. Și cred că cel mai important lucru e să te asculți tu pe tine și să-ți fii fidel ție. Și când zic să te asculți, e despre a-ți asculta emoțiile și a-ți asculta trăirile și a observa ce ai nevoie în fiecare moment ca să trăiești viața asta cu cât mai multă bucurie. Ruxandra, eu sunt recunoscătoare pentru că m-ai adus în lumea asta pe care o experimentasem la un moment dat, al conștientizării faptului că toate sunt în interiorul nostru și că lucrurile se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Pe voi vă îndemn să mergeți în acea direcție în care să fiți conștienți de eu sunt, am în interiorul meu toate resursele, dar câteodată am nevoie de un ghid. Ghidul meu de astăzi a fost Ruxandra Bulzan. Îți mulțumesc tare mult, Ruxandra. Îți mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că ne urmăriți. Îmi doresc ce vă doriți și voi cumva să vi se îndeplinească, pentru că viața este despre a trăi împlinitor pe toate arile vieții și să aveți grijă de trupul și sufletul vostru, pentru că astea două sunt de bază, nu... Existența asta de acum, nu? Categoric. Îmbrățișări și gânduri bune spre voi.